Puțin știu că în municipiul Câmpul Lung există mai multe adăposturi în caz de pericol. Populația trebuie instruită pentru a ști în caz de pericol unde să se adăpostească. Aceste adăposturi de protecție civilă trebuie să îndeplinească anumite condiții, printre care asigurarea populației pentru adăpostire pe mai multe ore sau chiar zile. Pe timp de pace, adăposturile publice de protecție civilă, cu excepția spațiilor amenajate ca puncte de comandă, pot fi utilizate pentru alte destinații, cu respectarea normelor tehnice, cu obligația de a fi eliberate în situații de urgență în maximum 24 de ore și cu informarea prealabilă a centrelor operaționale din cadrul serviciilor de urgență profesioniste. Protecția populației, a bunurilor materiale și a valorilor culturale se realizează printr-un ansamblu de activități, constând în înștiințare, avertizare și alarmare, adăpostire, protecție nucleară, biologică și chimică, evacuare și alte măsuri tehnice și organizatorice specifice. Toate aceste adăposturi sunt semnalizate cu un triunghi albastru încadrat într-un pătrat portocaliu. Din păcate, la Câmpul Lung niciunul dintre aceste adăposturi nu este funcțional. Primarul Elena Lasconi a chemat reprezentanții protecției civile din primăria municipiului Câmpul Lung pentru a-i da mai multe detalii în privința acestor adăposturi. În Câmpul Lung avem 8 adăposturi de protecție civilă la Banca Comercială, care e în sistem privat, Complexul de Servicii Comunitare Public, toate le vedeți acolo. Și astăzi am trimis în control, să vadă în ce stare se află aceste adăposturi. Am vorbit cu angajatul primăriei care lucrează la primărie pe protecție civilă de 28 de ani. L-am întrebat dacă vreodată, în toată perioada asta de 28 de ani, a cerut vreunui primar, i-a solicitat cumva să prindă vreodată în buget o construcție a unui bunker, a unui adăpost, în caz de cutremur sau după ce a fost incendiu pe platforma Aro, la deșeurile periculoase, unde s-ar fi putut întâmpla o nenorocire, ar fi putut să explodeze, unde s-ar fi refugiat oamenii. A zis că niciodată. Bun. Asta este starea de fapt. Apoi, avem 11 sisteme de alarmare din 1974. Repet, dacă cumva credeți că nu ați înțeles bine, este 1974. Doar sirena de pe Hotel Mușelul a fost înlocuit sistemul clasic cu electronic în urmă cu 3 ani, dar aceea nu funcționează. Dintre toate cele 11 sisteme de alarmare pe care le avem în Câmpul Lung, după ce vedeți aici în tabel, 3 nu funcționează. Cea de la Colegiul Dinicu Golescu, cea mai modernă de pe Hotel Mușelu și Școala Generală numărul 4. Așa că am dat o dispoziție angajatului de la Protecție Civilă să se ocupe de urgență pentru ca aceste sisteme de alarmare să funcționeze. Și de asemenea l-am rugat, dar eu sunt absolut sigură că nu o să primesc, să-mi trimită o solicitare pentru a schimba și la celelalte sisteme de alarmare, să trece de la sistemul clasic la sistemul electronic. Mi-a spus că e vorba de vreo 20.000 de lei aproximativ per bucată această trecere, dar eu cred că ar trebui să avem mai multe sisteme de alarmare din secolul acesta. Și acum să le vedeți cum arată. Cam așa arată cel de la BCR de astăzi. Vedeți toată zona asta insalubră. La Casa Cristina, plin de conserve. Oricum, este un adăpost privat, în cap câțiva oameni. Să nu vă imaginați, sunt niște adăposturi de vreo 20 de metri pătrați. Să nu vă imaginați că vorbim de adăposturi de 1000 de metri pătrați. Nu. La ANL, unde sunt 4, plin de biciclete, cauciucuri. I-am spus angajatului de la Protecție Civilă să
îi anunțe pe toți ca în 24 de ore maxim să elibereze acolo unde este sistem public. Sâmbătă, primarul municipiului Câmpulung va vizita personal aceste adăposturi de protecție civilă de pe raza municipiului.